Salutare, salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou vlog, canalul meu. Mergem până la Kaufland să facem, să vă arăt ceva. Ca uitați, tot era vorba de bateria asta externă. Ca uitați, s-a încărcat 100% telefonul. Op, am scos. Mergem pe aici, pe lângă insulă. Așa cum v-am promis că mergem până la Kaufland. Sper să pot să reușesc să fac ce mi-am propus. Nu fac publicitate la ceea ce voi face sau ce voi arăta. De acum se lasă seara afară. E ora, nici nu m-am uitat la ceas, cred că e ora 18. Da, 18 și 4 minute. Și mergem până aici la Kaufland și după aia home. Aici la dom. Aici e un fel de club, un fel de ceva de genul. Are și mâncare, special drinks, weekends DJ performance. În weekend e discotecă sau club, ceva de genul. Frumos! Fain că nu prea mai sunt așa de discotecă. Uite bă ce-o făcut ăștia, au demontat televizorul aici. Am burit cu târgul. Uite. Era bun de băga niște petardi din tub aici. Se făcea, cred că, bucățele. Să știți că, dar nu știu dacă nu mai am, dacă aș mai face rost de un televizor sau un televizor cu tub, să știți că aș încerca să fac un experiment din ăsta. Dacă o să reușesc să fac rost de un televizor cu tub, uite, nu m-am gândit la iarnă, că atunci e sezonul cu petarde, cu distrugeri, cu artificii. Să știți că e o idee bună. Dacă între timp am să fac rost de un televizor cu tub sau o să văd pe cineva că aruncă, atunci că mă sună, cine mă sună. Da. Și asta e treaba. Ce e asta? O căbă. De la ce era asta? E un fel de băutură sau? Nu știu de la ce chestia asta. Cine știe de la ce o fi? O căbă. Habar n-am. Bă, dar se întunecă de acum. Am făcut și eu un vlog ca nebunul. Da? Ce să facem, bă, frate? Oamenii alerg, mai merg cu rolele. Acum nu e așa aglomerat. Mi se pare o prostie că o scos rolele. Hai, bicicletele ca bicicletele când curca lumea. Dar trebuia să le iasă, frate. Omul vine să mai relaxeze. Eu nu, dar erau tineretul ăsta care umbla forță și mergea cu viteză. Îi spuneai că rupi tot acolo. M-am mai văzut o etichetă din aia de OKB. Cred că e ceva de la vreo țigară, ceva. Să nu fii din aia care faci foiță din aia de țigară. Eu v-am spus, nu le am cu astea, cu țigările, cu astea. Eu nu fumez. Nu am dat în patima asta. Nici cu alcoolul. Foarte, foarte rar când consum alcool. Foarte rar, nu. Depinde, dacă sunt cu mașina, de exemplu, nu pot să, vă dați seama că nu pot să beau deloc alcool. Nu promovez alcoolul, nu promovez tutunul. Nu-s bun la sănătate. Dacă bei în cantitate mică, bă, ți-i poftă de o bere, ți-i poftă de un vin, dar un vin natural, nu știu, ți-i poftă de o țuică, ceva, sau ce or mai fi acum, lichioare din astea. Lichioare, nu lioarbe. Glumesc, fraților. Un lichior, ceva,
puteți, mai ales dacă sunteți majori, bineînțeles, minorii n-au voie deloc, absolut deloc, da? Acum, în ziua de azi, ce nu fac tineretul ăsta? Da, dar aș distruge viața, aș distruge sănătatea, în primul rând, aș distruge... Bă, dar numai gunoaie pe aici, mă uit pe jos, numai gunoaie, doze, sticli. Bă, n-am păstrat și noi o societate curată, să ferească Sfântul, să ferească Sfântul, să păstrăm cumva. Da, asta e ce să facem. Coborăm imediat la Kaufland. Încerc să îmi fac treaba și da. Nu am luat căciula în cap că sunt un pic răcit, mă cam doare capul, trebuie să iau un paracetamol de seară când ajung acasă din cauza curentului, am umblat cu capul gol și m-a tras curentul și nu mă doare foarte, adică sunt persoane care au o durere din aia insuportabilă, eu n-am avut probleme să am probleme să mă doare capul tare sau dacă nu simt așa o răceală, cam atunci o să, atunci mă doare capul când sunt răcit sau chestii din astea, în rest n-am probleme. Da, fetele fac poze la insulă. Apăresc pe vlog, să știți. Da. Uite câtă idee. Cât de fain se vede lacul de acumulare. Asta e râul Bistrița. Iar dincolo, după aia a venit tot canalul de fugă care e tot de Bistrița umplut și cu alte râuri care se revarsă în râu, iar Bistrița la un moment dat undeva pe acolo pe la țară, pe la mine, se întâlnește cu, cum se cheamă, se întâlnește cu râul Siret și se varsă în unul singur, iar râul Siret se duce către Dunări, nu știu sigur, știu că se duce încolo către Dunări, că în altă parte n-are unde să ducă. Încolo, pe aici, pe scurtătură. O luăm pe aici, pe scurtătură. Și mergem la Kaufland. Că vreau să... Mi-am luat cardul de bonuri la mine și o să vă arăt o chestie. Știu că nu cred că am voie să o iau pe aici, dar în fine. Nu contează, bă, eu fac parte din staff. Mă duc să încerc să văd dacă, adică nu că dacă pot, să iau o cafea, de la, să iau un cappuccino ceva, să iau de la aparat de acolo, de la tonomat. Vreau să văd dacă fetele vin după mine. Aici e asta cu marfă pe aici. Primesc ăștia marfa la Kaufland. Dar eu știam de scurtătura aia și am luat-o pe scurtătură ca să nu mai înconjor, să nu mai înconjor până în, prin partea aia la altă, că trebuia să înconjor. N-au venit fetele, că dacă era ajungea de mult. Dar ca să nu mai înconjor pe partea aia la altă, am luat-o pe aici, pe scurtătură. Bă, dar e full acolo la... Unde vreau să mă duc să iau o cafea, da? Mă duc să încerc. A, de fapt nu e așa plin. O să vă arăt și vouă că... Uite aici la aparatul din mijloc. O să vă arăt imediat. Puteți să luați pe... Ia să lăsă asta aici. Puteți să mă vedeți și pe mine. Asta mai funcționează și eu. Nu mai apare și ecranul și-l scurcat, i-a dat foc, ce n-ai băi acolo. Ne
Ia un cappuccino pe ele. Să vedem dacă mai funcționează ăsta. Ok? Gata, au funcționat. Nu, mulțumesc. Gata, frate, am rezolvat. Am luat cu cardul acum să face cafeluța. Da. Gata, o făcut așa repede? Ridicați pahar. Ridicați pahar. Am luat un cappuccino din astea. Să-i fiu lumea ciudat la mine. Și mergem către home. Băi, cam asta am vrut să vă arăt de aici, de la Kaufland. Că rămâi în pană de bani și nu mai ai bani să te duci la o cafea undeva. Pac, ai venit aici, ai băgat cardul de bonuri. Nu cardul de salari, cardul de bonuri, bineînțeles, dacă mai ai și bani pe cardul de bonuri. Și e o cafea din asta, cafeaua săracului. 3 lei, asta merită. Chiar e ok. Băi, eu v-am pupat, cu voi a fost Adrian Cătrin Zecate. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe la canal. Să mă închei și eu la geacul, parcă zbor tar. Trebuie să țin și paharul ăsta în mână să... Am mult idei. Da, v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!